În acest tutorial o să schimbăm la această motocoasă Carpați demarorul și oala de cuplare. Avem nevoie de un imbus, o cheie de 14 și cheia de bujii și o sfoară cu care vom bloca pistonul. Să începem. Desfacem prima oară demarorul. Valorul este prins în 4 șuruburi, este desfăcut cu un imbus. Așa. Oala este prinsă de ambielaș cu o piuliță de 14. Acum, dacă dăm să desfacem, aceasta se învârte. Ca să o blocăm, cea mai simplă metodă, scoatem bujia. Introducem această sfoară în cilindru ca să blocheze pistonul. Atenție ce sfoară folosiți, să nu se blocheze între cilindru și piston. Să fie de preferat o sfoară dintr-un material sintetic și să nu aibă capul despletit. Și acum s-a blocat în sfoară și se desface piulița. Atenție, și oala. Unele au filet pe ele. Aceasta are filet. Pe lângă piulița are filet și ea. Vom locui cu acest sistem. Este alt model. Apoi înfiletăm oala nouă. Așa. O strângem. Este nevoie foarte, foarte tare, că ea oricum se strânge în timpul în care pornim. Așa. Putem scoate sfoara. Așa. Punem bujia la loc. Demarul nou.
strângem bine cele patru șurubi.